este o procedură medicală, în principal este chirurgicală, da? De înlocuire a unei articulații care nu mai are o funcție normală, cu un dispozitiv medical intern, o endoproteză, se numește, cunoscută în lume de protezare articulară. Protezarea articulară poate să fie indicată în mai multe situații. În majoritatea cazurilor, în epoca modernă în care trăim, când speranța de viață a crescut foarte mult, persoanele în vârstă pot ajunge în situații în care articulațiile mari, genunchi, șold, da, să le pună probleme mari sub aspectul suferinței fizice. Deci este vorba de o alterare a articulației, o formă de reumatism grav, o artroză gravă, în care nu mai poți reveni la o situație funcțională acceptabilă cu medicație sau cu proceduri fizioterapice. Și atunci se recomandă înlocuirea șoldului cu acest dispozitiv. Asta este cauza cea mai frecventă, dar există și alte recomandări post-traumatice. Deci atunci când pacientul a suferit cu niște ani în urmă un traumatism sever la nivelul unei articulații, complicația cea mai frecventă și mai de temut este tocmai artroza articulară recomandată. Pot să fie anumite situații ca urmare a unei patologii congenitale. La nivelul șoldului frecvent, șoldurile care în copilărie nu au conformația anatomică standard sunt cu o tendință spre displazie de șold, cum îi spunem noi, o articulație mai instabilă, acei pacienți pot ajunge mai repede la indicație de protezare decât la vârsta unui pensionar. Pacientul are două mari simptome: durerea și dificultatea de a-și folosi membru respectiv. În general, indicăm protezarea când există o deficiență funcțională. De exemplu, pacientul nu mai poate să îndoaie bine genunchiul sau nu mai poate să obțină poziția verticală, îl obligă șoldul să meargă aplecat. Nu mai are o rotație externă a piciorului și atunci mersul devine dificil. Deci, practic, indicația sigură, indicația fermă, este atunci când pacientul, datorită suferinței de pe o articulație mare, capătă un fel de handicap fizic. Pacientul trebuie să fie corect informat și complet informat. El trebuie să știe ce se propune, cum se realizează, care este perioada postoperatorie, perioada de îngrijire. Nu pleacă toate durerile. Deci, evident, pleacă doar durerile generate de deteriorarea articulației. Sigur că, da, majoritatea pacienților 9 din 10 percep ca și cum au plecat toate durerile, pentru că durerea e așa de mare preoperator și postoperatorul se simte extraordinar. Sigur că mai rămân dureri de spate, de genunchi, de mușchi, de tendoane, pentru că este vârsta. Realizarea cea mai mare a acestui tip de intervenție este că se redă mișcarea amplă și normală a articulației respective. Și atunci pacientul, având posibilitatea să-și miște normal articulațiile, progresiv își corectează poziția de mers, progresiv îi crește forța musculară, mușchii devin din mușchi mai rigizi atâta timp cât articulația nu a funcționat normal în mușchi elastici, și totul este mai bine. Pentru pacient, cel mai important și visul pentru care a venit să opereze este să fie bine în postoperator. E, ca să fie bine, îi explicăm pacientului că recuperarea face parte din tratament. Deci nu înseamnă că noi, dacă am pus bisturiu și am făcut ceva, gata, a doua zi fugi că poți să joci fotbal. Pacientul primește o schemă de control. Schema uzuală este control la 2 săptămâni de la operație, când se suprimă firele de sutură, la o lună, la 3, la 6 și apoi primii 5 ani anual. Înainte, 15-20 de ani, se spunea așa: domne, stai, operează-te după 60 de ani, pentru că proteza ține doar 10-15 ani. Nu, nu mai e valabil. Vreau să spun că eu am coborât
în cazuri speciale. Cel mai tânăr pacient a fost o persoană de sex femeiesc, evident, de 18 ani cu șoldul luxat. Păi, trebuia operată ca să meargă corect de-a lungul vieții, nu la 70 de ani.